deschidem primul stup. Cu o săptămână înainte am pus o turtă cu ultra bi făcută în casă. Vedem, au consumat în proporție destul de mare. Trecem la alt stup care a fost redus în februarie la un singur corp. Albina nu urcase în corpul al doilea. Cu o săptămână înainte am pus 250 de grame de turtă proteică făcută cu ultra-B. A consumat-o destul de bine, în cuib. Aceasta este o ramă adăugată cu 2 săptămâni în urmă. Acum se vede ceva sirop și larve. Cu o săptămână înainte nu era nimic pe ea. Ne uităm și la următoarea ramă. Puiet în toate stadiile și deja ecluzionat și larve și puiet căpăcit. Observăm colț și la matca marcată cu galben. Cu o săptămână înainte, aceeași ramă era doar cu puiet căpăcit. Vom adăuga o ramă goală, vom lărgi cuibul. Este o ramă construită. O punem fix lângă puietul căpăcit, ramă cu puiet căpăcit. Mai este, după care adăugăm rama cu ceva larve și
o ramă clăditoare în care va construi și cu siguranță va punta trântori. Punem gratia Hahnemann între corpul 1 și corpul 2, pentru că vreau să am puietul compact în C1. Urmează o săptămână și cu ceva zile mai rece și fără zbor, așa că mă asigur că am în corpul 2 rame cu miere. Rama care era după diafragmă rămâne după diafragmă pentru că nu este construită bine și vreau să o golească de miere pentru că apoi să